Ziua! Să spuneți dacă sunteți gata. Încă nu toți. Ok, haideți, pregătiți-vă. Da? Vă și ieri ați lucrat? Înțeles. Cine spune că când îți gata? Sau cel care așteaptă? Încă o secundă. Domnilor și doamnelor, dragi chișinăuieni, după cum bine știți, rațiunea acestei campanii electorale a fost și rămâne a fi eliberarea Chișinăului din ghearele binomului Plahotniuc-Dodon. Acesta a fost și mobilul participării mele în această campanie de alegeri. Vreau să mulțumesc foarte mult locuitorilor capitalei care au ales să mă voteze pe mine. O să vă promit că o să vă îndreptățesc încrederea acordată. Vreau să mulțumesc în egală măsură tuturor colegilor care au muncit cu abnegație alături de mine în această campanie electorală. Am susținut, am simțit și simt în continuare susținerea și munca pe care au depus-o. Rezultatele mele și cauzele acestor rezultate nu le voi discuta acum. O să le discutăm după turul 2 al alegerilor. Pentru că miza momentului este alta. De aceea declar cu toată responsabilitatea susținerea mea plenară pentru Andrei Năstase, candidatul forțelor pro-europene care a rămas în cursa pentru primărie, să lupte cu forțele oligarhice ale binomului Plahotniuc-Dodon. Susținerea mea este necondiționată, dar desigur mi-ar plăcea dacă domnul Năstase ar prelua în platforma sa de alegeri, în programul său pentru primărie, anumite proiecte din programul meu. 4. Îndemn cu tărie alegătorii care m-au votat ieri să-și dea vot în data de 3 iunie pentru Andrei Năstase, pentru a face posibil ca în data de 3 iunie să fie câștigată primăria Chișinău de forțele pro-europene, iar acest lucru să ducă în mod implicit ca la toamnă aceleași forțe reunite să câștige alegerile parlamentare, debarcând de la guvernare binomul Plahotniuc-Dodon. Solicit tuturor locuitorilor municipiului Chișinău, care au ieșit în data de 20 mai, să mai iasă o dată la alegeri în data de 3 iunie, dar în același timp și cu mai multă tărie le solicit locuitorilor orașului Chișinău și al suburbiilor care din varii motive nu au participat la alegeri, și este un număr foarte consistent, în ziua de ieri să vină cu toții la vot în data de 3 iunie și să-l susțină pe Andrei Năstase. În ceea ce mă privește pe mine, ca și până acum, voi continua să lupt pentru libertate și pentru democrație și pentru revenirea românilor basarabeni la țara mamă România. Voi rămâne același Valeriu Munteanu pe care îl cunoașteți, pe care l-ați văzut și în această campanie electorală. Eu lupt, nu mă ascund în continuare.
Iar lupta noastră pe termen scurt este preluarea primăriei Chișinău din ghearele binomului, iar în noiembrie obținerea majorității parlamentare a forțelor pro-europene și anti-binom. Mult succes, Andrei Năstase! Am convingerea fermă că binomul nu va învinge la primărie. Suntem mai mulți și mai puternici decât ei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și în loc de epilog, mi-am propus în această campanie electorală să zdrobesc caracatița binomului corupt. Caracatița este încă vie, dar abia răsuflă. Legat de rezultatele acestor alegeri, am spus că vom discuta pendilete și la rece după turul 2 al alegerilor. Cred foarte mult în mobilizarea locuitorilor capitalei pentru a apăra reduta, ultima redută care n-a căzut încă pradă binomului Plahotniuc-Dodon și de ce sunt încrezător că printr-o prezență masivă la vot vom reuși cu toții împreună să debarcăm de la sau să nu admitem la primărie reprezentantul binomului Plahotniuc-Dodon Ion Ceban. Alegerile nu au fost nici libere, nici corecte, iar acestea nu s-au consumat în ziua votului. Incorectitudinea și caracterul vicios al acestor alegeri a fost determinat cu mult timp înainte, prin participarea așa zișilor candidați independenți, prin implicarea masivă a presii de toate culorile pentru diferiți candidați, prin denigrarea altora, prin lipsa de dezbateri serioase, prin sondajele manipulatorii care s-au dat și prin multe alte instrumente, prin descurajarea oamenilor de a merge la vot. În ziua votului, observatorii de la cele 300 de secții de votare din Chișinău nu au sesizat încălcări importante, încălcări care să poată fi raportate la Comisia Electorală Centrală. Insist asupra faptului că încălcările cele mai mari, cele mai grave și cele mai manipulatorii s-au făcut până în ziua alegerilor. Dumneavoastră chiar ați dat asta la publică? Sau mă întrebați așa numai ca să mă întrebați? Nu v-am întrebat, știu cum să-mi formulez, încerc să vă explic. Am explicat. Dumnealui a rămas să lupte în această cursă electorală împotriva binomului Plahotniuc-Dodon și a exponentului lor în această campanie electorală și respectiv dumnealui este cel care trebuie să învingă reprezentantul lor de paie din această campanie electorală și respectiv să susțină puternic scoaterea Republicii Moldova din captivitatea acestui binom. Eu am spus despre rezultatul pe care l-am obținut eu și noi la acest scrutin. O să revenim după turul 2 la alegerilor. Eu vă mulțumesc foarte mult. Spor la mult.